Haideți că nu și are rostul. Era inevitabil. Asta înseamnă apariția capitalismului. Peste tot se vindea. Toate lucrurile mergeau. Nu conta ce vindeai. Lumea venea și cumpăra. Problema era să aduci marfă. Cu cât aveai marfă mai multă și mai diversificată, cu atâta vindeai mai mult. Păi vindeam un sac de bani. Da, aveam foarte mulți bani. Mulți bani și pentru momentul acum, dar pentru atunci foarte mulți. Pentru că mergeau lucrurile, v-am spus sincer. Contrabandă. În 90, jumătate din nație, din oamenii de, mai bine jumătate din oamenii de afaceri, plecau în Turcia sau în alte părți, veneau cu camioane de marfă, luau un pachet de țigări cu 12 lei și îl vindea cu 100 lei în România. Luau o pereche de blugi cu 10 dolari și îl vindea cu 100 și ceva, 200 dolari în România. Asta era business-ul la vremea aceea. Dacă te uitai la vremea aceea pe șoselele patriei, vedeai portbagajele dacilor pline până la refuz, cu marfă de la turci. Eram ministrul finanțelor și Petre Roman era prim-ministru. L-am însoțit într-o vizită în Turcia, unde președinte atunci al Turciei era un economist. Și într-o discuție cu dânsul, zice, dom'le, am remarcat că e această circulație nemaipomenită din România în Turcia, din Turcia în România. Unii aduc rulmenții, vând în Turcia, din Turcia cumpără aur, cumpără mătăsuri. Și m-am gândit, dom'le, ce să fac acum? Să întăresc controlul, să le pun taxe vamale? Să... Și am zis, dom'le, lasă-i, dom'le, să facă comerț. Cine se putea opune valurile alea uriaș care s-a pornit în România în anii 90? Nimeni, absolut nimeni. Te pot pune în cale unui popor prieten, indiferent cum te cheamă. Se aduceau din Turcia aurul acela, dacă știți, bob de mază, se zicea. Lanțurile acelea și brățările acelea. Și am luat în consignație, puneam adaug 50%. Și după vreun an de zile am avut un control de la Poliția Economică. La o amendă, că n-am voie să vând, n-am știut că n-am voie să vând aur la vremea, că îmi trebuie un aviz de la BNR. Bun, de ce să vă mint? Am mai vândut vreo câțiva ani de zile fără niciun aviz, cum am vândut anul ăla. Vindeam un kil de aur la 3 zile. În 1989, după Revoluție, 1990, în 1990, noi eram ca un banc de piramidă. Ne năpusteam asupra tot ceea ce mișcă. Fără legi, fără taxe, fără impozite, fără nimic. Dar știți că bișnițarii au avut și un rol pozitiv? Pentru că au făcut să circule economic banii. Da. Am făcut cea mai deșteaptă chestie care putea să o facă cineva. Nu m-am mulțumit să deschid o consignație, am deschis 174. Simplu. Nu m-am mulțumit să aduc un portbagaj de Dacia, am adus câte 15-20 de camioane pe zi. Simplu. A fost primul care și-a deschis un butic în Bacău, el era din Roma, de loc, a luat un spațiu central în mijlocul Bacăului, a deschis un butic, Royal Butic, chiar așa țin minte cum se chema, Royal Butic, arbitru eleganței în Bacău, era sloganul lui. Când se aducea marfă, era omor la el. Haine, șalvar, papuci, poșete, ceasuri, aur, țigări, orice. Deci era un bazar, practic, acel Royal Butic. Nu era nimic royal acolo. Am avut un singur lucru în cap, prieten, la vremea aceea. Să fac bani. Nimic altceva. Un pic mai bine pentru dumneavoastră. Geba, geba. Bișnițarii care aduceau marfă din Turcia n-au fost singurii care au făcut bani la începutul anilor 90. În România comunistă a existat un grup restrâns de oameni care a știut regulile capitalismului, iar după Revoluție a speculat naivitatea și setea de consum a românilor. Unul dintre ei a fost George Pădure, care a deschis primul magazin de electrocasnice din România, GEPA. Noi aveam 40.000 de articole. Am făcut un boom aici, o nebunie. Video, televizoare, astea vindeau cel mai mult. Televizoare, frigidere, mașini, tot ceea ce românului i-a lipsit în timpul comunismului. Și a început explozia. A fost o fericire maximă. Erau timpuri în care, evident, să câștigau foarte mulți bani. Domnilor, nu uitați, discutam atunci de ratea profitului de 6.000%. Ca să ne înțelegem despre ce discutăm. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră acum să veniți la mine să cumpărați vaza aia cu 100 de euro, să o vindeți cu 6.000 de euro, vă puneți, nu plăteați impozit pe profit, nu plăteați nimic, luați un profit de 5.900 de euro în buzunar.
La fel ca George Pădure, Viorel Cataram a lucrat în perioada comunistă pentru o firmă privată din Occident. Lucru aproape imposibil fără a avea legături cu securitatea. Am început să trăiesc bine, începând cu 1988, când am devenit angajatul și directorul pentru Europa de Est a firmei Belco. Cumpăram mobilă din Europa de Est și o vindeam în Benelux. Domnul Viorel Cataramă este printre puținii care înainte de 89 lucrau în comerțul exterior. Ei erau singurii care aveau lista clienților din străinătate, a cumpărătorilor. Și a folosit contactele. Așa au făcut cei mai mulți care se aflau în astfel de poziții. Imediat după Revoluție, după ce a ieșit acea lege cu formarea de firme particulare, destul de mulți din întreprinderile de comerț exterior și-au făcut imediat firme particulare și au preluat rețeaua de clienți externi și practic se lucra prin ei acum. Viorel Cataram a fost unul dintre cei care au aplicat această metodă. Imediat după Revoluție a părăsit firma străină Belco și și-a înființat în România propria societate, Elvila. Firma Belco după 90 a devenit clientul firmei Elvila. Și în loc să cumpere mobilă de la Technoforest, a cumpărat mobilă de la Elvila. Practic, firma fostului ofițer de comerț exterior devenise un intermediar între societățile de stat și companiile străine care importau din România. Pe de o parte, ei făceau contractul extern, deci ei, pe de altă parte, ei făceau contractul intern și aveau putere totală de negociere cu furnizorul intern. Ăla n-avea nicio șansă. Având în vedere că în întreprinderile de comerț exterior lucrau foarte mulți oameni din securitate, ei dețineau pârghiile relațiilor de export-import. Da, ei au fost profitori, e adevărat. Destui foști ofițeri de securitate au devenit într-adevăr oameni de afaceri și care au avut activități, unele dintre ele amenințătoare, într-adevăr, pentru statul român. Eu n-am negat și nu voi nega niciodată că de mine s-au legat anumite etichete în ultimii 25 de ani. O etichetă care ține de apartenența la securitate. Nu neg. Și chiar dacă neg, nu fac decât să neg evidența. Iliescu a făcut atunci pactul cu securitatea, iar a adus și le-a deschis porțile către lumea afacerilor. Deci nu mi-aduc aminte să fi intrat în contact cu vreun lucrător de securitate. Oi fi intrat, dar fără să știu. Și am aflat ulterior că șeful meu, Dragoș Diaconescu, avea de-a face cu securitatea. Colegi de-ai mei, angajați ai Camerei de Comerț, ai oficiului Argus. Uite că eu am fost în aia 20, în aia 10, în 2%, în 0,2% care n-au fost. Începând de la bișnițari și până la ofițeri de comerț exterior, primii capitaliști ai României postcomuniste au speculat conjuncturile și au adunat sume uriașe de bani. Atunci s-au pus bazele averilor care le permit acum unor inși să ne scuipe în cap. 30 de ani mai târziu, ei, familia lor, urmașilor, atunci, în 1990. Am câștigat foarte mulți bani. Acceptați-o asta ca atare. Banii în sacoșe, în geantă. Unii în sacoșe de un leu, alții într-o geantă diplomat. Erau multe anomalii. Dar așa a fost viața, a fost frumos. A fost un început. Deci banii sau realizarea de profit sau indicatorii economico-financiari sau planul de afaceri sau bugetul de venituri și cheltuieli erau chestii secundare. Eram tineri, viața era frumoasă. La sfârșitul anului 1990, prietene, aveam un apartament cu 4 camere. În Roman undeva. 3 camere apucasem să le mobilez până în Revoluție. A 4-a cameră, living-ul respectiv, nu mobilasem. La sfârșitul anului 1990 aveam în camera nemobilată $100 de milioane cash. Am sărbătorit cu soția mea de pe vremea aceea, bând o sticlă de șampanie și făcând dragoste cu $100 de milioane cash. În ciuda numărului tot mai mare de români care se avântau în lumea micilor afaceri, majoritatea populației rămânea angajată în fabrici și uzine. Însă dorința de a simți beneficiile democrației era la fel de mare. A fost o presiune formidabilă să dăm încă o zi liberă, ca în Occident,
Oamenii munceau mai puțin, producția scădea și ei vreau salarii mai mari. Atunci am spus eu, domnule,